Bună ziua, bun găsit! Invitatul de azi la Dialog European este prim-ministrul tehnocrat Dacian Cioloș. Bună ziua, domnule Cioloș! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă propun, domnule Cioloș, să vorbim despre Europa, despre miza acestor alegeri europene care salvează Europa de ignoranță și populism, sau nu? Despre proiectul de țară pe care îl aveți ca voce pregnantă a opoziției din România, sau nu? Dar mai întâi v-aș întreba cum vi se pare prejenția română a Consiliului Uniunii Europene la jumătatea mandatului. Iată, e luna martie, ați fost comisar european și într-un mandat de 5 ani ați văzut, dacă am socotit eu bine, vreo 10 președinții cam, rotative. Da, cam așa, 10, am mai văzut vreo două când a fost ministru al agriculturii. Cum vi se pare la jumătate de mandat această prejenție română și nu uităm contextul, Brexit, alegeri europene care vin și miza lor de care vorbeam, un buget multianual de negociat, vă rog. Dacă n-aș avea contacte la Bruxelles, n-aș ști mare lucru despre președinția României, pentru că n-am auzit-o pe doamna Dăncilă în aceste luni, din, la începutul lui ianuarie până acum, decât foarte, foarte rar vorbind despre aceasta sau de, vreun, de la vreun ministru al nostru. Deci, practic, guvernul României mi se pare inexistent, a pregătit foarte prost această președinție, în sensul în care, din punctul meu de vedere, o președinție se pregătește nu la București, ci în capitalele celorlalte state membre și la Bruxelles, acolo unde îți pregătești, prin negocieri, acordurile pe care intenționezi să le obții pe durata președinției, atunci când vrei acorduri politice de substanță. În schimb, știu că echipa noastră tehnică de la reprezentanța permanentă e una foarte bună și foarte uh, apreciată. Avem o șefă a reprezentanței României la Bruxelles foarte bună, o cunosc pe Luminița Odobescu de când eram prim-ministru, știu că e foarte competentă și foarte respectată acolo și să spun că ăsta e norocul nostru și cam la atât se oprește se limitează președinția României pentru că din punct de vedere politic această președinție este ratată pentru România. Spuneți cu alte cuvinte că tehnic stăm bine și avem toate șansele să ducem acest mandat cu bine la capăt, nu și ca linie politică și mesajele politice pe care le dă Bucureștiul. Nu doar că nu am valorificat din punct de vedere politic această președinție, dar mai mult focusul pe România în aceste ultime uh, săptămâni, pentru că România asigură președinția, e mai mult pe aspecte negative. Nu știu ce a vrut sau ce n-a vrut acest guvern, dar cu. Uh, această ultimă ordonanță, de exemplu, pe justiție, a devenit mult mai vizibil în uh, atacurile pe care le proferează asupra justiției decât a fost uh, înainte. Pentru că, evident, România e mult mai expusă. Ce face guvernul României e mult mai vizibil acum decât uh, într-o perioadă normală. Deci, uh, suntem vizibili, dar cu aceste aspecte negative din perspectiva guvernului, pentru că altfel. România și valorile din România sunt apreciate și o dovadă a fost chiar ieri și zilele trecute și săptămânile trecute cu modul în care candidatura Laurei Corduța și a fost tratată în Parlamentul European în ciuda și sublinez în ciuda poziției guvernului României, care a făcut tot ce a putut ca să-i blocheze candidatura. Dezvoltăm la dialogul european, domnule și acest subiect imediat. Vreau să, să, să aduc în discuție un sondaj recent aici, la București, în SOP, care arată că românii, ca națiune, au mai mare încredere în instituțiile Uniunii Europene, Comisie, Parlament, decât în propriul Parlament Național, chiar de patru, de patru ori. Acest procent, cum vă explicați? În ciuda mesajelor politice care pleacă de la establishment politic, să spun. Asta arată în primul rând că o mare parte din politicienii care sunt în Parlament acum, și mă refer mai ales la cei din majoritate, nu sunt pe fază și nu sunt în rezonanță cu o mare parte din societatea românească. Atât vis-a-vis -vis de valori și de principii, cât și de uh, o anumită viziune uh, legată de dezvoltarea țării. Românii se regăsesc în valorile și principiile europene și ar aștepta ca ele să fie puse în practică și de politicienii noștri, care însă au rămas mult în urmă uh, după aderarea României la Uniunea Europeană. Deci. O mare parte din politicienii noștri, și mă refer mai ales la partidele astea mai, mai vechi, să spun, uh -huh. care în mare parte au rămas deconectate de realitățile europene, au impresia în continuare, ca și înainte de aderare, că poți una să spui acolo și alta să faci acasă și că nu o să se sizeze nimeni, oamenii aceștia nu realizează că România este în Uniunea Europeană, nu este cu Uniunea Europeană și fiind în Uniunea Europeană, este parte a acestei organizații și evident că tot ce se întâmplă aici se știe foarte bine uh, acolo, doar invers nu e. Deci nu e dezinformare, câteva. iar acest dublu limbaj de care vorbiți uh, au început și, și oficialii de la Bruxelles să se prindă că lucrurile nu stau chiar așa. Da, ei s-au prins de mult, doar că până acum au avut bunul simț să nu spună, pentru că le era jenă lor. Eu știu de când eram comisar european acolo și discuțiile erau foarte deschise. N-aveam nevoie să le... Exp explic eu lucrul pe care ei le știau deja. Doar că era o jenă, pentru că totuși e vorba de guvernul unui stat membru și nu-i atrage atenția așa, oricum e un partener, ar trebui să fie un partener. Domnule Celoș, o digresiune, dacă îmi permiteți. Aș vrea să-l ascultăm pe Franz Timmermans, care nu e decât numărul 2 al Comisiei Europene, prin vicepreședintele Comisiei Europene. Sigur, la Madrid, săptămâna aceasta, în du trecut, când social-democrații sau europeni s-au întâlnit pentru a-și desemna potențialul candidat la șefia Comisiei Europene după aceste alegeri europene din mai. Ce a spus acolo, Timmermans, vă propun și dumneavoastră și ascultătorilor RFI să-l ascultăm. Vorbea de linia roșie pe care uh, România a încălcat-o, o linie roșie a principiilor și valorilor europene. Nu România, guvernul României. E da. o nuanță importantă de subliniat. Da, vă mulțumesc. Ascultăm și revenim la discuție. Franz Timmermans. Fundamental values are to be observed and respected. We cannot compromise on that. If we are the party that criticises others when they are breaking down the rule of law, when they are curtailing the freedom of the press, when they are putting judges under control, when they are stopping fighting corruption, we should also speak in plain language if we see problems like that in our own family. Franz Timmermans avea și un adresant, nu, Liviu îi spunea, Liviu Dragnea, șeful Partidului Social Democrat din România, pe care Timmermans îl avertizează. Ce am aflat zilele trecute de la liderul social democrat al nostru, Dragnea, că domnul Timmermans are toate șansele să scape de urmărirea penală pe care o ia în calcul secția de investigare a magistraților. Da, e amuzant, în primul rând, această idee și, nu numai. Cu și doamna Iurova, comisar european pentru da. justiție. Da, cam asta e nivelul celor de la PSD și cam asta e capacitatea lor de a înțelege ce se întâmplă în jurul nostru, de fapt, în Uniunea Europeană. De fapt România a intrat în Uniunea Europeană, dar, din păcate, PSD n-a intrat. Dar e de joacă cu aceste principii fundamentale ale Uniunii Europene. Dar aceste principii. Până unde poate merge Bucureștiul aceste, cu atitudinea asta? Aceste principii nu sunt doar ale Uniunii Europene. Vedeți, ați văzut cum au aplaudat românii a doua, a treia zi, o săptămână după discursurile pe care le-au avut liderii europeni la Ateneu, când s-a lansat președinția României. Ați citat sondajele respective. Asta arată că aceste valori și principii sunt în bună măsură și valorile și principiile unei părți importante și tot mai mari din societatea românească. Pe măsură ce oamenii, românii, chiar oameni simpli, să spun, ies în Uniunea Europeană, merg pentru o lună, două, șase luni, un an să lucreze într-o altă țară din Uniunea Europeană, vin de acolo cu o viziune complet schimbată vis-a-vis -vis de ce uh, înseamnă Uniunea Europeană și cum ar trebui să fie lucrurile în România. Și de asta exigențele cresc și în România și de asta probabil că acestui guvern și PSD-ului și psd ALDE, aș spune, le convine ca acești oameni care sunt. Uh, care au o viziune europeană să plece din uh, România, tocmai ca să rămână ei cu cei pe care îi pot uh, manipula mai ușor. Și eu vreau să fac distincția aceasta uh, foarte importantă. Când uh, vorbim de critici în Parlamentul European sau din partea Comisiei Europene, ele nu sunt la adresa României și a poporului român, sunt la adresa guvernanților, care ar trebui să reprezinte uh, România cu demnitate acolo și nu o fac și nu doar că își pierd credibilitatea ei, își pierd credibilitatea. Eu nu pierd credibilitatea cu ceea ce face Liviu Dragnea pentru că spun ceea ce cred și așa fac, așa fac foarte mulți uh, români. Dar ei își pierd credibilitatea, oricum ea e deja pierdută ce e, semnific... Ce e important acum e ca românii, cât mai mulți români care au înțeles lucrul acesta și care vor să-și păstreze demnitatea, să se exprime. Să se exprime prin toate mijloacele legale, democratice pe care le au la dispoziție. Și prin proteste în piață, dar și prin vot la urna de vot atunci când e cazul. Bun. Sigur, trăim în era globalizării și lumea are tendința de a simplifica. Și, din păcate, eticheta aceasta România o suportă, nu guvernul acesta sau altul. Judecăm manicheistie, e alb sau negru. Sigur că. Să vă că... amintesc titlurile din presa internațională din ultimele multe luni, dar mai puțin. România e afectată, însă ce vreau să spun e că atunci când România are parte de un guvern de oameni decenți, de oameni normali. O astfel de imagine poate fi recuperată relativ rapid. <coughs> nu vreau să sune ca o laudă, dar țin minte în 2014-2015, când Victor Ponta încerca prin toate mijloacele să obțină întâlniri, vizite în capitale din Uniunea Europeană, în Franța, în Germania și în Olanda și în alte țări, și nu reușea, era foarte greu. Nu știu dacă din cauza lui personal sau a partidului, a comportamentului pe care îl aveau, iar după ce s-a instalat guvernul tehnocrat la nici o lună o lună și ceva după uh, instalare am primit invitații în Franța în Germania în uh, Olanda pentru că aveam subiecte de discutat uh, acolo și asta a arătat că uh, oamenii știau foarte bine ce se întâmplă în România făceau diferența între importanța României chiar și pentru ei din punct de vedere strategic E a șaptea țară ca dimensiune, e o economie dinamică cu creștere economică semnificativă, care din păcate acum e pierdută. De modul Vorbim care și de nează. raportul de țară al Comisiei Europene, dar n-aș vrea să, să, trecem încă la acest subiect, care e 100% negativ, a venit zilele trecute. Raportul pe, la șase luni al Comisiei Europene e critic în proporție de 100%, spuneam, la adresa politicilor economice, în primul rând. Privesc politicile sociale aceste critici, modul de creștere economică, Guvernanța corporativă, educația, colectarea fiscală, cam tot. E, după un astfel de raport, ce ar trebui să facă o țară? Uh, o țară ar trebui să trimită acest guvern acasă, și nu doar pentru că acest raport e negativ, ci pentru că toate acele cifre care, din perspectiva Comisiei, sunt puse pe hârtie, noi le trăim uh, zi cu zi aici și ne afectează pe buzunarele noastre, pe toți românii. Uh, și cum vedeți, Comisia Europeană nu ne spune doar, uh, băi, guvern al României, nu respecti valori și principii ale Uniunii Europene pe care chiar cetățenii tăi ți le cer în stradă de 2 ani de zile, dar mai rău, uh, arunci în aer potențialul de creștere economică a României, care e important și pentru Uniunea Europeană, și în loc să-l valorifici. În bunăstare pentru uh, România, îl arunci la gunoi printr-o proastă gestiune a politicilor economice și fiscale. Revenind la subiectul uh, principal, uh, pentru orice țară o președinție rotativă reprezintă o oportunitate. Evocați, uh, ați văzut atâtea președinții din poziția de comisar european uh, într-un într portofoliu important în Comisia Barroso. Uh, deci, finalmente, e o achiziție sau nu de imagine pentru țara respectivă. Mai mult. Mai mult poate să fie. Și vă spun de ce. Vă rog. De la aderare încoace, am auzit în mai multe rânduri și mai ales cât timp am fost comisar european din partea mai multor politicieni români că România nu e bine reflectată în regulamentele europene, că realitățile din România nu se regăsesc în legile europene și de aceea România nu poate să absorbă fonduri europene sau e dezavantajată față de alte țări mai vechi care au făcut regulamentele respective. Ei, pe politica agricolă comună am schimbat în mare parte acele regulamente și l am făcut să semene mai mult cu realitățile din România. Și dovada e că fondurile europene pe agricultură se absorb foarte bine atunci când există voință politică. Pe celelalte domenii, pe toate domeniile de care politicienii români se plâng că nu seamănă cu realitățile din România, mai bună oportunitate decât președinția Consiliului Uniunii Europene să poți să le nu modifici, există. să le influențezi, nu există și nu o să ne mai întâlnim cu asta în următorii 15 ani, până când probabil o să ne vină rândul din nou. De asta spun că dacă România, chiar dacă politicienii români chiar uh, vroiau nu doar să semnaleze lucruri negative că uită, din cauza Bruxellesului nu putem noi face niște lucruri, și să-și ascundă incompetența sau dezinteresul, dacă chiar erau interesați de aceste lucruri, uh, hai să nu spun. Noi am început în 2016 să pregătim președinția, dar din prima lună a, a anului 2017, dacă guvernul PSD vrea să schimbe niște lucruri la nivel european pentru România. Miniștrii trebuiau să petreacă cel puțin o treime din timpul lor în state membre, în capitale din statele membre, să ia agenda uh, Comisiei Europene de Proiecte Legislative, să negocieze cu Comisia anumite uh, lucruri care îi interesa să le pună. Deja Comisia în uh, regulamentul încă avea puterea aceasta de negociere și știu ce vorbesc, am uh, experimentat lucrul acesta sau ar fi trebuit să pună pe agenda europeană subiecte care o interesa și să negocieze majorități politice cu alte state membre, să caute aliați și susținători și putea să o facă, avea toate pârghile să o facă, în așa fel încât în aceste, nu șase luni, patru luni, că o să fie două luni de campanie și apoi, mă rog, să schimbă parlamentul, va fi mai greu să mai faci niște lucruri. Dar în primele patru luni ar fi trebuit să aibă o agendă foarte clară, eu ar fi trebuit să îi văd la televizor în România, cel puțin o dată pe săptămână, fiecare ministru să vorbească despre ce mai face pentru România în calitate de președinte deci al Consiliului de Deci că această oportunitate de a negocia în numele țării bani pe bugetul ce va veni până în Din păcate nu, șapte nu ani. mai mi-e teamă ci sunt convins pentru că e deja prea târziu. Cu celelalte... Sunt, lucrurile sunt lăsate doar la nivel tehnic, Acolo uh, reușim să ne mai descurcăm și, cum v-am spus, echipa de la Bruxelles, echipa româniei de la Bruxelles, a închis foarte multe dosare tehnice, deci reușește să-și facă treaba dacă e lăsată să-și facă treaba. Cu celelalte trebuie. două aș enunța doar uh, dureri naționale, dacă îmi permiteți expresia, MCV-ul pe justiție și aderarea la Schengen. Avem vreo șansă după această președinție sau în timpul ei? Dar aveam șansă chiar și înainte de președinție, dacă nu uh, se întâmplat ceea ce s-a întâmplat de la ordonanța 13 încoastă. Și vă spun uh, cu convingere că aveam uh, o șansă certă. Dar a spus-o uh, prim uh, uh, vicepreședintele Comisiei Europene Timmermans, a spus-o Jean-Claude uh, Juncker treaba asta. Deci, în mod cert, aveam o șansă dacă se continua ceea ce noi am făcut în 2016 și din punct de vedere tehnic în justiție și la nivel politic în relațiile cu țările care încă se mai opuneau, am fi putut să nu mai avem mcv acum. Dar să nu mai avem nu pentru că am fi negociat bine, ci pentru că am fi făcut lucrurile așa cum trebuie ca să avem o justiție care funcționează. Că despre asta e vorba. Pe mine nu mă deranjează că avem sau nu MCV-ul. Problema mea e când nu funcționează justiția. În România, așa cum trebuie. Dialogul European a invitat uh, al ediției de astăzi uh, premierul tehnocrat uh, Dacian Cioloș, un lider al opoziției uh, din România, cazul Chioveșii. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să punctăm înainte de a ajunge la discuția noastră despre alegerile europarlamentare din mai uh, și reconfigurarea proiectului european de care actualul președinte al Comisiei Juncker va vorbi la summitul de la Sibiu. Aș vrea să epuizăm câteva subiecte care dor aici la interior. Cazul și rezultatele pozitive obținute în Comisia Libe, Comisia Cont și ascensiunea doamnei și către funcția de procuror șef european. Și vă întreb, Frank, de ce e frică PSD-ului și domnului Dragnea de Codruța Chieveșii. Uh, cred că în primul rând ar trebui să-l întrebați pe dânsul dacă ar fi onest să recunoască, să spună de ce. Eu cred că e și o răzbunare vis-a-vis uh, -vis de Laura Codruța și această atitudine, dar poate să fie și o teamă justificată de faptul, n-ar trebui să uităm faptul că domnul Dragnea și apropiația ai dânsului sunt implicați într-un dosar pe care l-a deschis Olaf legat de fraudarea de fonduri europene. Și uh, acest nou, această nouă instituție la nivel european la care și România este parte, tocmai de aceea Codruța Căveș a putut să candideze, acest, această nouă instituție va încheta fraude cu fonduri uh, europene sau proasta utilizare, utilizarea frauduloasă a fondurilor europene. Ar urma să preia de la Olaf, mă rog, Olaf nu instrumenta dosare, ci le trimitea statelor membre. E, acum va exista această instituție care va instrumenta dosare la nivel european, inclusiv cu procurori din țările membre. Și S poate să fie o teamă legată de acest lucru. Poate că mai are și alte lucruri pe conștiință, domnul Dragnea și alți uh, membri din PSD. Să înțeleg că așa vă explicați, domnule Cioloș, ostilitatea, să spunem doar atât, a Guvernului României și a României, care, iată, nu susține uh, un român la uh, în acest concurs. Eu văd și o ură uh, a domnului Dragnea, a unora din PSD vis-a-vis -vis de codruța și o ură care, iată, e uh, expusă public și face rău României uh, prin uh, atitudinea pe care au instituțiile din România. Pentru că după cum vedeți, această atitudine nu împiedică instituțiile europene să recunoască profesionalismul și calitatea Călduruței Căveșii. Acolo lauzeam auzeam pe domnul Tăricianu care spunea, uite că Parlamentul European se implică în numirea procurorilor, noi nu ne implicăm în România. Nu, în România nu se implică Parlamentul, ci se implică politicienii punând în mâna pe instituțiile care ar trebui să fie independente în acest proces. Acolo Parlamentul European se implică punând în valoare profesionalismul oamenilor respectivi. Dacă ați văzut audierile. De șansele doamnei și pentru această funcție. <coughs> Sunt șanse reale și vă spun și știu ce spun. Credeți că președintele României, domnul Iohannis, consacrat de Curtea Constituțională și de Constituție, ca șef al politicii ex Politice externe a României, coordonator al acesteia, ar putea să dea guvernului un mandat de susținere pentru Chioveșii? În sigur, ar putea să le ceară acest lucru, dar în Consiliul de Ministri, ministrii și guvernul sunt cei care reprezintă România. România este reprezentată de președintele României la nivelul cel mai înalt din executivul sau să spun o cameră legislativă, nu că Consiliul European e un fel de cameră legislativă. Deci Consiliul European e cel care dă uh, direcțiile strategice ale Uniunii, mm. Uniunii Europene și acolo este președintele României. În Consiliile de Ministri, în Consiliul Uniunii Europene, uh, România e reprezentată de membrii guvernului. Deci ar putea. De uh, ar putea, uh, teoretic, nu știu dacă ar putea obliga guvernul să țină cont de acest Și ce ar mai putea președintele României în contextul ăsta în care ne uităm zilele acestea? Iată, protestele magistraților fără precedent, DICOT și-a suspendat activitatea, DNA postează pe propriul site. Uh... Președintele poate să facă ceea ce îi permite Constituția. Uh, mai mult nu poate să facă și asta face și o văd în ultimul timp că o face foarte activ. Are poziții politice care sunt foarte importante pentru că e un om politic președintele uh, României. Dar eu are, -are destul? Tot... Asta e întrebarea multora, multor Ei, eu, din societatea civilă. Eu cred că răspunsul la această întrebare trebuie să fie următorul. Haideți să avem o majoritate în Parlament, care să ne permită să modificăm Constituția și să clarificăm rolul președintelui și apoi să-i cerem președintelui în continuare să respecte Constituția, dar să-i dăm mijloacele prin Constituție să-și exercite cu adevărat mandatul de președinte într-o Republică semi-prezidențială. Așa Sunteți cum optimist este. sau realist? Care majoritate? Sunt, sunt optimist pentru că așa cum stau lucrurile acum, de exemplu, dacă ne uităm la partidele politice din Parlament sau de pe scena politică uh, care uh, nu susțin modul de abordare a majorității PSD-a alte, ele sunt majoritare și la următoare alegeri ar putea fi majoritare. Dar e foarte importantă prezența la vot a celor români care au înțeles... Uh, în februarie 2017 și de atunci încolo ce-a însemnat absența lor la votul din decembrie 2016. Până la vot și prezența pe care dumneavoastră o doriți în alegerile europarlamentare, v-aș întreba pe ce platformă minimală vedeți dumneavoastră opoziția din România? Opoziția unită. Cum o vedeți? În afară de proiectul la care a chiesat USR-ul, plus și USR... Este, este deja un proiect important, esențial, pentru că arată realismul și deschiderea forțelor politice noi care au apărut pe scena politică în ultimii ani. Dar e destul? E un început foarte bun, aș spune, pentru că dacă în 2016 mulți nu dădeau mari șanse unor noi partide să apară pe scena politică din diferite motive, iată că nu numai că USR-ul a rezistat, dar a apărut un partid nou, plus partidul pe care îl reprezint, <coughs> care n-a luat votul de la USR, așa cum spuneau unii, și care iată că alături cu USR reușesc să constituie și să propună o alternativă politică românilor interesați. Domnule Cioloș, atât că e ne un prim pas. și noi la aritmetică. E, e un, prim pas. Dacă nu ați luat din bazinul electoral al, al USR, atunci luați de la PNL, niciun caz de la socialdemocrație. Păi văd că și PNL e la 20 și ceva, peste 20 și ceva la sută. Și mai văd că, în continuare, mai sunt încă peste 50% din români care stau pe gânduri dacă, vin, dacă să vină la vot sau nu. Cred că la asta trebuie să ne uităm. Arimetica asta politică în care discursul se limitează la nu lua voturile sau nu lua electoratul, e una care nu e deloc sănătoasă și care nu ajută la schimbarea în bine a lucrurilor în România. Și noi nu de asta am intrat în politică, n-am intrat, n-am creat un partid politic ca să luăm ceva de la cineva, ci ca să oferim ceva românilor. Și eu mă bucur să văd că sunt din ce în ce mai mulți români care înțeleg lucrul acesta. Iertați-mi insistența, dar da. cred că lumea dorește un răspuns mai tranșant. Vedeți un proiect al opoziției da. unite, da. a dreptei? Da, are foarte mari șanse când v-am spus că alianța aceasta cu USR, USR Plus e un prim pas și e o alianță naturală, am spus că e un prim pas și uh, pașii următori sunt posibili și noi ne dorim lucrul acesta. Eu mi-aș dori să văd că reușim să ne înțelegem și să ne punem de acord pe un proiect mai amplu de schimbarea bine a României, un proiect care să aibă la bază în primul rând niște valori și principii, că vorbeați de valorile europene, pe care nu doar să le clamăm, dar să le și punem în practică printr-un program de guvernare ca să, care să reflecte acele valori și principii și pe partea de respectarea statului de drept și pe lupta împotriva corupției la toate nivelele, de la nivel central până la nivel local și pe calitatea oamenilor politici de la nivel uh, central până la nivel local și pe politici economice. Și sociale, care să pună în valoare potențialul României pe toate aceste lucruri. Sunt aceleași principii pe care le clamează toată opoziția, toată dreapta românească, inclusiv PNL-ul. Deci... Ei, ei, atunci există toate ușile deschise, aș spune. Noi am făcut, cum v-am spus, un prim pas. Și discutați după acest test psihologic care s-ar numi alegerile europarlamentare? Cu toată deschiderea. Protestele din piața Victoriei. V-am văzut, lumea v-a văzut în ultima vreme acolo, alături de, de, de oamenii care ies, că se cheamă rezist, că se cheamă altfel, oamenii ies în stradă și totuși aceste proteste au scăzut mult în intensitate și au pierdut oamenii speranța? Ana Blandiana, Eu, recent poeta nu dizidentă, știu. făcea o, o comparație cu piața universității. Eu nu cred că oamenii și-au pierdut speranța și spun asta pentru că, uitați, noi am lansat un partid politic în decembrie, la mijlocul lui decembrie anul trecut, și la o lună după uh, această lansare am avut deja 6.000 de membri înscriși și validați. Acum avem 10.000 de membri înscriși și validați și mai avem încă vreo 5-6.000 de membri pe hold în așteptare a acestui uh, proces de validare. Asta arată că sunt mulți români care. Au decis să facă pasul de la ieșit în stradă la altceva mult mai concret și mai consistent. Asta am făcut și noi, trecând de la o mișcare civică, Platforma România 100, la un partid politic. Eu cred că românii nu și-au pierdut speranța, doar că românii unii așteaptă și altceva decât ieșit în stradă. E foarte bine și foarte important că încă românii ies în stradă, dar eu cred că. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl vom primi într-o prima etapă pe 26 mai, la alegeri. Pentru că eu sper ca românii în acești doi ani, o mare parte din ei să fie înțeles că sunt mai multe lucruri care pot fi făcute pentru a corecta lucrurile atunci când ele merg într-o direcție proastă. Românii așteaptă multe de la clasa politică, așteaptă inclusiv explicații de la, de la actualii guvernanți și mă refer aici la reprimarea violentă a protestului din, din, 10 august. Se promit zilele acestea mărturii, dezvăluiri în instanță. Da, eu sper că explicațiile Ce credeți că Întâmplat de atunci, la de ce ele întârzie? Păi, ce s-a întâmplat a fost vizibil pentru toată lumea, cu ochii deschiși. O instituție a statului, jandarmeria, care a agresat manifestanții. Și a făcut-o, se pare, și asta urmează să demonstreze justiția, nu doar cu acordul, dar chiar uh, la solicitarea unor responsabili politici care exercitau responsabilități sau demnități publice la momentul respectiv. Deci, practic, o instituție a statului, profesionistă altfel, a fost folosită împotriva propriilor cetățeni de oameni care își spun democrați, dar care nu înțeleg democrația, care înțeleg democrația până la limita uh, partidului lor. De acolo încolo nu mai e democrație, e autocrație. Și asta s-a răsfrâns din păcate, cum spun, asupra unei instituții a statului care a fost decredibilizată în acest moment, pentru, în acel moment, În asta s-a întâmplat. Jandarmeria, din păcate, a fost decredibilizată. Pe mine m-a durut să văd la 1 decembrie Eram acolo în piață la defilare și să văd la 1 de 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 decembrie oameni care au întors spatele când jandarmeria a defilat uh, sau au fluerat. Eu am lucrat cu cei din jandarmerie și știu că acolo sunt profesioniști. Din păcate, uh, unii dintre ei au fost folosiți de uh, un partid politic care, iară, iată, n-are scrupule. Și e gata să discrediteze pe oricine ca să-și atingă interesele care n-au nimic de-a face cu interesele României. Dar despre Revoluție, domnule Cioloș, despre dosarul Revoluției, procurorul general ne anunța zilele trecute că acest dosar a fost finalizat, a ajuns la final, sunt 30 de ani de la acele evenimente și procurorii vor anunța în scurt timp o soluție. Eu sper să anunțe cât mai repede, pentru că e nevoie, în primul rând, de o reparație pentru cei pentru urmașii celor care au murit la Revoluție și pentru cei care chiar au crezut în acea Revoluție. Dar eu cred că e momentul ca românii, care au înțeles multe lucruri de atunci, să facă o Revoluție silențioasă din acest punct de vedere a modului de exprimare, dar care să fie o adevărată Revoluție de data asta și care să schimbe statutul României, să valorifice potențialul pe care România îl are și mă gândesc în primul rând la potențialul uman. Altfel spus, să dea o șansă românilor în România. Și lucrul acesta e posibil. Regăsesc aici, în ce îmi spuneați mai devreme, mesajul la care ați achiesat acum câteva luni alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, de fostul premier al Italiei, Matteo Renzi și alții. S-a numit scrisoarea publicată în Libera Sio acum șase luni să trezim Europa. Practic, propuneți, propuneți o nouă mișcare europeană favorabilă proiectului european care să contrabalanseze cumva ascensiunea, ascensiunea populismului în Europa. Ce se mai aude de această platformă? Această platformă a pornit de la observația că Europa are nevoie de o renaștere, are nevoie de schimbări pentru ca instituțiile europene să devină mai eficiente, să devină mai aproape de cetățeni că sunt lucruri de corectat în Europa. Hai să spun mai pe scurt. Nu totul merge bine în Uniunea Europeană la nivel instituțional, sunt lucruri de corectat. Doar că răspunsul nostru este unul constructiv și pozitiv. Și noi spunem putem corecta aceste lucruri renăscând Europa, o Europa care să fie construită pentru cetățeni și care să fie mult mai realistă vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă în momentul de față în statele membre. Dar credeți spre că deosebire, rog... Spre deosebire de. Alții care spun și ei lucrurile nu merg bine în Uniunea Europeană și atunci. Care e răspunsul? Ne repliem în capitale, ne repliem la nivel național. Vedem ce se întâmplă pe plan internațional. Nici o țară din Uniunea Europeană, nici măcar Germania n-ar mai însemna mare lucru la nivel internațional dacă n-ar exista Uniunea Europeană. Deci noi avem nevoie de forța asta, acțiunii comune, doar că trebuie să găsim modalitatea prin care acțiunea asta comună să țină cont mai mult de realitățile din statele mai mari. Și credeți, domnule Cioloș, că aceste metafore frumoase de sigur, uh, țin loc de măsurile populiste luate de un Salvini în Italia, de un Victor Orban uh, în Ungaria. Nu, ele nu trebuie să rămână metafore, ele trebuie să se traducă într-un program politic pe care eu sper să-l văd și la care suntem gata să participăm și avem discuții cu unele partide politice uh, din unele state membre, un program politic pe care să-l vedem, eu așa-l aș vedea, viitorul președinte al Comisiei Europene să nu mai vină cu uh, Argumentul doar grupul meu politic a ieșit primul la alegeri, Deci eu am dreptul să fiu președinte al Comisiei, votați mă în Parlament și vedem pe urmă ce facem. Eu m-aș aștepta de la viitorul președinte al Comisiei Europene să vină cu o platformă politică, una de reconstrucție europeană, care să reapropie Europa de cetățeni, care să vizeze și modificări ale bugetului european, ale modului în care se constituie bugetul și modul în care e folosit. Să vizeze modificări și reforme profunde ale unor politici europene, inclusiv politica agricolă comună, care trebuie să fie mult mai largă decât strict legat de agricultură. Paranteză. Și, așa mai de... și toate lucrurile acestea, deci președintele Vitor Candidat la președinția comisiei să pună acest lucru pe masă și apoi grupurile politice din Parlamentul European să negocieze cu viitorul președinte o platformă politică la care să achieseze și care să fie un viitor program politic de renaștere a Uniunii Europene în care Uniunea Europeană să fie mai democratică cu statele membre și noi am făcut niște propuneri în acest sens și o să le mai facem și o să le susținem de democratizare a modului de stabilire a priorităților europene în care statele membre și societatea civilă să aibă un cuvânt de spus nu odată la 5 ani când e votul pentru Parlamentul European, ci în fiecare an. Putem pune la punct un astfel de mecanism, pornind de la semestrul european, în care cetățenii europeni, societatea civilă parlamentele statelor membre să aibă un cuvânt de spus și să negocieze cu Comisia Europeană prioritățile anuale, iar atunci, în septembrie, când președintele Comisiei Europene merge în Parlamentul European să prezinte starea Uniunii Europene, de fapt să nu prezinte doar starea Uniunii Europene, ci să facă și un raport asupra programului prioritar de acțiune al Comisiei pentru anul următor. Se pot găsi mecanisme prin care Europa să fie mai democratică. Ați adus vorba de politică agricolă comună în Franța, e o întreagă dezbatere în lumina ultimelor acțiuni, președintele francez Emmanuel Macron a stabilit un record nici pe, și pe dumneavoastră ca prim-ministru al României, v-am trecut, a stat 14 ore și jumătate la salonul agricol de la Paris, de vorbă cu oamenii. Sigur, acolo... Ei, salonul de agricultură de la Paris e un spectacol pentru politicienii francezi. Bun, dar a promis, a... a promis în pofida ceea ce îi se întâmplă în scandalul cu vestele galbene de atâtea zeci de săptămâni o renaștere a politicii agricole comune, numele... Vă e legat de acest uh, da. proiect, uh, Macron vorbește de o nouă politică agricolă română și într-o țară deloc rurală. România e eminamente rurală. Uh, foarte bine că o face și. Din punctul meu de vedere e important ca nu doar Franța să o facă, pentru că politica agricolă comună trebuie să reflecte realitățile din toate statele membre, nu doar interesele Franței. Franța are un interes în politica agricolă comună pentru că chiar dacă nu are o populație rurală atât de densă și importantă ca România, alimentația în mediu înconjurător în Franța, la fel ca și în Germania, de altfel și în țările nordice, sunt subiecte foarte importante. Și politica agricolă comună reflectă din ce în ce mai mult altceva sau mult mai mult decât strict producția agricolă. Reflectă și uh, dinamica vieții rurale, reflectă și sănătatea consumatorilor prin calitatea alimentelor reflectă și tradiții și valori tradiționale rurale, reflectă și modul în care uh, europenii valorifică uh, biodiversitatea și mediul înconjurător, modul în care luptăm împotriva schimbărilor climatice. Toate aceste lucruri ar trebui să se regăsească, să se reflecte în uh, viitoarea politică agricolă comună și în sensul ăsta uh, am avut idei, propuneri și în acest ultim an, chiar dacă au fost mai puțin vizibile în România, pentru că dezbaterea la noi a fost, din păcate, în jurul statului de drept și a modul în care el a fost agresat de PSD-ALDE. Din păcate, subiecte europene de interes pentru România par să fie, pe care le pun pe masă în discuții chiar și eu, Subsidiară. par să fie mult mai receptive în alte țări din Uniunea Europeană decât în România. Dar viitorii europarlamentari ai Alianței 2020 USR Plus, vor susține aceste puncte de vedere și în Parlamentul European după ce trece de legea. teamă, domnule Dacian Cioloș, de absenteism la aceste alegeri europene? Ști, fi, știut fiind interesul uh, în general pentru europarlamentare. Mie nu mai mi-e teamă de nimic, vă spun sincer. Am intrat în uh, uh, politică și în acest proiect, hai să spun așa cu pieptul deschis, fără nicio teamă, și o să fac tot ce ține de mine, să fie o prezență la vot cât mai mare, românii să se simtă reprezentați, românii să se implice cât mai mulți dintre ei în acest proiect, pentru că sau, de data asta, e proiectul nostru, al tuturor celor care credem în niște valori și principii și avem curajul să ne asumăm, indiferent de unde o facem, din organizații profesionale, dintr-o companie privată care își vede de activitatea economică din stradă, dintr-o organizație neguvernamentală sau un partid, important e să fim implicați activ. Eu cred că trebuie să trecem de bariera aceasta mentală că politicienii trebuie să promită ceva și uh, cetățenii, alegătorii trebuie să spună da uh, sau nu. Eu cred că de data asta sau ne implicăm toți, fiecare acolo unde poate, chiar și uh, jurnaliștii făcând cu adevărat uh, jurnalism și informând oamenii în mod onest, așa cum o faceți uh, dumneavoastră, fiecare dacă o să se implice, lucrurile o să se schimbe. Altfel, dacă rămânem la târguiala asta, cum conving uh, politicienii alegătorii și cum alegătorii le dau lecții uh, politicienilor, ne furăm căciula singur. Pentru că am văzut unde duce modul ăsta de abordare. Eu cred că uh, a fi politician n-ar mai trebui n-ar trebui să fie o meserie, ar trebui să fie o responsabilitate asumată temporar pe o perioadă mai mult sau mai puțin lungă, de orice cetățean onest care vrea să facă ceva pentru țara lui și altfel decât o face în viața de familie la locul de muncă, într-o organizație neguvernamentală și așa mai departe. Vi se reproșează iertați-mă acasă între prieteni că sunteți pre european pentru pleiurile mioritice ca viziune? Uh, Uitați-vă, haideți să terminăm cu ce am început, cu sondajul de care ați amintit dumneavoastră. Sunt unul dintre acei cât 60-70%-80% din români care se simt la fel de pro-europeni pentru că se simt români. Eu mă simt în primul rând român și pentru că mă simt un român demn, mă simt și pro-european, pentru că viitorul României este în Uniunea Europeană așa cum e și prezentul. Da, frumos final pentru Dialogul European, și totuși aș vrea să fiu pragmatic și să vă întreb, pe aproape de final, ce post ați negocia pentru România în viitoarea Comisie Europeană, dacă ați putea? Aș începe cu tentativa de a negocia un post de președinte al Comisiei Europene pentru că România are președinția Consiliului Uniunii Europene și, dacă, și vă spuneam înainte că dacă eu și fi fost prim-ministru al Guvernului României care asigură președinția, și fi făcut multe lucruri pe care știu că le poate face o președinție. Deci aș începe cu a negocia unul din cele patru posturi cheie, președinte al Comisiei Europene, președinte al Parlamentului European, ar fi foarte posibil și lucrul acesta, în alt reprezentant, nu știu dacă am avea, dar cred că am avea om de calibrul acesta, dacă nu în cel mai rău caz un post de vicepreședinte al Comisiei Europene și uite că vorbeați de politica agricolă comună eu aș vedea în viitor în viitoarea Comisie Europeană un vicepreședinte al Comisiei Europene care să integreze politica agricolă Politica de sănătate și protecția consumatorului, politica de mediu și uh, schimbări climatice, o parte din o coordonare bună cu politica de dezvoltare regională pentru partea de dezvoltare uh, rurală, și un astfel de vicepreședinte ar, pu ar putea veni într-un an doi, în primii doi ani de mandat după instalare pe masa Consiliului și a Parlamentului European, cu o propunere de politică cu adevărat europeană în interesul cetățenilor, da. care să fie unul din exemplele concrete că se poate reforma Uniunea Europeană. De acord, domnule Cioloș, dar până în 2020, măcar, tot PSD-ul va rămâne la guvernare în România și PSD-ul a să anunțat nu fim așa deja. De sigur. Hai să nu fim așa de siguri. De ce? Să vedem. Credeți Cum în alegerea anticipată? Eu sunt din firea mea un om optimist și îmi place să cred și să susțin lucrurile în care cred. Sigur că nu sunt în Parlament, nu eu și nu noi cei de la Plus vom decide acest lucru, dar dacă mă uit la atitudinea partidelor care sunt reprezentate în Parlament, la modul în care se poziționează vis-a-vis -vis de PSD-ALDE și dacă adun numărul de parlamentari, eu zic că ar ieși. Ce vroiam să vă, vă spun e că PSD a anunțat deocamdată că are o listă de propuneri uh, cu potențial comisari europeni desemnați de România, unul ar fi Rovana Plumb, unul ar fi actualul ministru de finanțe todorovici, dar vă întreb dacă toți, ar fi, teorica, va fi Ce părere ați avea? Comisar european, să spune pentru ajutor umanitar. Haideți să fim serioși. Haideți să fim serioși ce ajutor De ajutor umanitar are nevoie dânsa, din păcate, să fie salvată de acolo unde a fost închisă de domnul Dragnea. Haideți să fim serioși. Domnule Cioloș, vă mulțumesc, vă propun pe final și apoi vă dau dumneavoastră cuvântul să încheiați această ediție din Dialog uh, European să-l ascultăm pe Jean-Claude Juncker, șeful actual al Comisiei Europene, care va fi în mai aici la Sibiu, la summitul uh, de după Brexit. Iată, n-am apucat să vorbim de Brexit, dar nu mai e nimic sigur în ce privește Brexitul. Uh, să-l uh, să ascultăm așadar pe Juncker uh, acum 2 ani la Muzeul Național de Alta României, când le spunea românilor că personal el iubește țara asta și că n-ar trebui să ne mai considerăm o națiune, o națiune uh, second hand, cetățeni de mâna a doua. J'ai avec la Roumanie, comment dire, une histoire presque d'amour. J'étais en 1997 président du Conseil européen lorsque la Roumanie fut acceptée comme pays uh, candidat. En 2005, en avril, présidence luxembourgeoise du Conseil, j'ai signé le traité d'adhésion. Chassez de votre tête cette idée que la Roumanie ne serait pas l'égale des autres. La dignité de cette nation est exactement la même que celle des autres. Non, moi, j'écoute la Roumanie. Știu direct de la Jean-Claude Juncker că iubește și apreciază România și a dovedit-o asta în mai multe rânduri, în de câte ori a avut uh, ocazia. Și are perfectă dreptate atunci când spune că nu avem de ce să ne simțim cetățeni de mâna a doua, fiind cetățeni români. Eu nu mă simt cetățean european de mâna a doua și ține doar de noi să nu ne simțim așa cum ar vrea chiar unii dintre români să ne simțim, uh, unii dintre politicieni care încearcă să îndepărteze România de Uniunea Europeană demnitatea noastră în Uniunea Europeană depinde în primul rând de demnitatea noastră ca români acasă. Asta am spus-o de mai multe ori. Ce avem noi, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem ca să ne întărim poziția în Uniunea Europeană este să facem ce avem de făcut acasă, să facem din România cu adevărat o țară prosperă, o țară demnă, o țară care respectă valori și principii ale statului de drept și dacă lucrurile acestea vor fi făcute de către noi, pentru noi, pentru români, vă asigur că vom avea o altă perspectivă și în interiorul Uniunii Europene. Pentru că nu avem niciun motiv să ne simțim altfel decât uh, cetățeni de primă mână europeni. Și asta o dovedesc uh, cetățenii români atunci când se duc să muncească în altă parte sau iată, atunci când candidează pe diferite poziții la nivel uh, european. Când eu am fost desemnat comisar european pentru agricultură, uh, la fel am întâlnit în România foarte mult pesimist. Hai, lasă, domnule, nu să cum o să uh, obții treaba asta. Și eu uite că s-a putut. Ei, e important să credem în ceea ce putem să facem și să lăsăm la o parte, să necăm în Marea Neagră complexele de inferioritate pe care le avem de țară periferică a Uniunii Europene, să credem în noi și dacă o să credem noi în noi, o să creadă și ceilalți în noi. Altfel n-au cum să creadă ceilalți în noi dacă noi nu credem în noi înșine. De aceea, Angelo, și invitat la Dialog European, vă mulțumesc, vă mai așteptăm. Mulțumesc și eu pentru oportunitate. Mulțumim și ascultătorilor noștri, ne reauzim săptămâna viitoare, pe curând așadar.